soare, distracție, schi, snowboard, săniuși, speed flying, dans, muzică bună, pârghii perfecte și un peisaj nemaipomenit. De toate acestea au avut parte cei peste 3.000 de turiști veniți sâmbătă la ski resort Transalpina din toate colțurile țării. Chiar dacă drumurile sunt proaste, ca în mai toată România, și chiar dacă interesele politice par mai mari decât bunăstarea unei societăți care ar putea face avere din turism, tot mai mulți oameni preferă să-și petreacă timpul liber în cel mai frumos domeniu schiabil din țară. Sezonul acesta am citit mult despre Transalpina pe rețelele de socializare. Tot felul de oameni se declarau nemulțumiți, susținând că nu merită să bați drumul până acolo, că nu e nimic bun, găsești numai noroi, viață și locuri de parcare lipsă. Ne-am hotărât să verificăm toate informațiile primite și astfel am ajuns la Transalpina la prima ora dimineții, deodată cu organizatorii Carnavalului Zăpezii și aluind on the snow evenimentele programate în această zi. Pârțile, într-o stare excelentă, își așteptau turiștii, clipind în bătaia soarelui. Sâmbătă, pe pârțile de la Ski Resort Transalpina l-am întâlnit și pe Andre Molnar din Târgu Mureș, iubitor al speed flying-ului, care ne-a spus mai multe despre un sport frumos și periculos în același timp. E un sport extrem care se poate practica și în condiții de siguranță, în condiții, hai să zicem, mai puțin extreme, mai puțin periculoase și se poate duce până la extrem. Ce înseamnă în extrem? Păi, locurile mult mai abrupte, mult mai periculoase. Adică nu pe pârtii, în afara pârtilor. Pârte. În general, speed fly-ul se practică în afara pârtilor. Nu mai e chiar prima fază de învățat, să zicem așa, de inițiere se începe pe pârți, după aia se merge în afara pârților, în locuri, nu putem să zicem speciale pentru asta, în locuri de mult mai abrupte, mult mai periculoase. Celor care au construit aici totul de la zero nu s-a terminat. Ne-au mărturisit că speră ca în câțiva ani să trecem de la cei 9 km de pârtie pe care i-are Ski Resort Transalpina în acest moment, la cei 80 de km prevăzut în proiectul inițial al domeniului schiabil. La Ski Resort Transalpina, așa cum v-am obișnuit, weekendurile sunt tot felul de evenimente. Unele în premieră pentru România, unele s-au mai făcut, dar nu așa ca la noi. Astăzi este o zi specială, Wings on the Snow, aripi pe zăpadă. Zăpada albă, perfectă, de pe pârtii, împreună cu cerul albastru și aripi colorate ale zburătorilor, ale parapantiștilor. Nu știu ce ne-am putea dori mai mult. Văd că și turiștii sunt pe număr mare, asta înseamnă că apreciază acest loc. Se întâmplă că e deja al patrulea sezon la Ski Resort Transalpina, timp în care noi am putut să testăm dorințele turiștilor și am observat că apreciază genul acesta de jocuri, concursuri, muzică, show-uri, de ce nu? Și vin de la distanțe mari, pentru că, într-adevăr, se poate schia în condiții extraordinar de bune aici. Sunt instalații de ultimă generație. Sunt cozi, este adevărat, pentru că sunt foarte mulți turiști și ăsta este motivul pentru care e foarte important și imperios necesar să se aloce fonduri pentru dezvoltarea acestui domeniu schiabil. Este o mină de aur locul acesta, nu doar pentru turiștii din România, ci și pentru turiști care vin din alte țări și care sunt impresionați de tot ce oferă acest loc. Și într-adevăr, priveliștea bate cam tot ce poți să-ți imaginezi vreodată. Noi sperăm că acest guvern, care este un guvern tehnocrat, poate să înțeleagă mult mai bine un beneficiu economic real pentru zona aceasta, care are nevoie de locuri de muncă, care are nevoie de bani la buget. De fapt, aici trebuie punctat. Dincolo de orice interese politice sau
dispute politice. Un guvern ar trebui să vadă ce e bine pentru societate. Ski Resort Transalpina este dovada vie că România, dacă se vrea, se poate face turist cu adevărat, indiferent de piedicile din sfera administrației politice. La rândul lor, celelalte stațiuni montane din țară au un exemplu în față demn de urmat. The sweet of your skin. Take off your clothes.